Că ați venit. E cald, e vară, dar ne place să credem că trebuie să, viața culturală trebuie să meargă înainte. Și cum ne numim Direcția Județeană de Cultură, trebuie să fim în centru acestei vieți culturale, sau cel puțin să fim în sfera ei de acțiune. Și așa cum de la fiecare astfel de întâlnire o spunem ori eu, ori colega, ori colegii, că trebuie să facem și noi altceva decât să semnăm acte și foi și să facem tabele. Iată că iar Direcția Județeană de Cultură s-a gândit să ofere sibienilor un moment cultural, o expoziție, o expoziție de grafică dedicată unor artiști sibieni sau realizată de artiști sibieni, care se adaugă la tot ceea ce am făcut până acum și, de fapt, se realizează, se așează într-un calendar pe care DJC Sibiul l-a realizat și l-a pus la punct în acest an. Deci asta înseamnă că va și continua în următoarele luni. Am făcut un spectacol de teatru, am făcut o proiecție de film, o să facem dezbateri, o să facem întâlniri cu ONG, o prezentare de modă și iată, ca să cum am mai spus, este o expoziție de grafic. Acum, nu eu sunt vedeta, eu sunt pe post de anfitrion aici, așa că am să vorbesc chiar foarte puțin. De fapt, doar am să leg invitații și am să încep cu vedeta noastră în această întâlnire, doamna Dina Vlaic, cea care a gândit întreaga această expoziție din partea Direcției Județene pentru Cultură Sibiu. Și am să o las pe ea să spună detaliile și meandrele acestei expoziții. Mulțumesc foarte mult! Nu sunt chiar vedetă. Sunt noi, aici între colegi. Noi. Da. Mulțumesc! Încă o dată, mulțumiri și din partea mea, pentru că sunteți prezenți aici. Niciodată mulțumirile nu sunt prea multe. Și aș începe prin a spune un citat din Honoré de Balzac, care spunea foarte frumos: sentimentele generoase fac din om o făptură sublimă. Artistul plastic Mihaela Toader, iubita mea prietenă, face parte din această categorie a omului cu suflet frumos, cu o capacitate extraordinară de a se face plăcut și, în același timp, foarte modest. Întâmplarea face că Mihaela este născută într-o zi de 13 decembrie. Se leagă acest 13 decembrie de data de astăzi, vineri 13, ora 13, este totul foarte rotund, da? Mihaela este absolventă a Liceului de Artă din Sibiu, iar din 1990 a devenit membru al Asociației pentru Cultură și Artă, ASLA, Sicilia, Italia. Se remarcă pe plan local prin expoziții personale și expoziții de grup. Expozițiile fiind ori personale, ori de grup,
la Cercul Militar, la Biblioteca Astra, la Muzeul de Etnografie și Folclor Astra și mai apoi expune Pesimesele italiene în expoziții organizate de ASLA Sicilia, unde este extrem de apreciată și lăudată pentru talentul ei. Lucrările Mihaelei se grupează tematic în mai multe cicluri. Unul dintre ele se intitulează Toamna. Mai există un ciclu al îngerilor, niște îngeri nonconformiști pe care sperăm să-i vedem și la Sibiu. Deocamdată lucrările respective vor fi expuse la Cluj în toamnă. Poate aducem expoziția și aici. Mai este un ciclu de peisaje sibiene și acest ciclu pe care îl puteți admira astăzi, care se numește Muzicanți, cântăreți, marionete. Lucrările Mihaelei sau să zicem creația Mihaelei depășește la un moment dat această tehnică de șevalet și se regăsește și în grafica de carte. Eu dând un singur exemplu deocamdată, pentru grafica pe care Mihaela a realizat-o și pentru care mulțumesc foarte mult, pentru volumul Mamei mele, de fapt, care se intitulează Versuri târzii. Găsim lucrările Mihaelei în colecții private, în țară, dar și în străinătate, în Germania, în Canada, în SUA, în Italia. Da? Faptul că Mihaela a fost atât de atașată și în același timp foarte apreciată de critica italiană de specialitate, se regăsește într-o apreciere, deci într-un citat pe care eu vi-l voi citi acum, ceea ce ne convinge că noi, deși îi suntem foarte aproape și prieteni, nu suntem părtinitori. Alții care nu au cunoscut-o decât din punct de vedere artistic au apreciat calitățile ei mult mai mult decât am făcut-o noi. Dar și noi trebuie să facem acest lucru. Și spunea, de exemplu, Ugo Tsingales, președintele Asociațiunii Siciliene de Litere și Artă. Arta picturală a Mihaelei Toader, valoroasă artistă româncă, reprezintă un gen creativ original care dezvăluie într-o prelucrare figurativă legată de anumite canoane exprimate artistic, care se redau coerent și organic, formele majore ale unui concept naturalist modern, susținut cu profesionalism. Picturile sale, desenele sale, grafica sa, reprezintă cu precădere lumea sa poetică, populată de prezențe lirice, rafinate, înfățișate cu deosebită acuratețe și grijă, într-o coloristică vie, echilibrată și o perfectă armonie. Ceea ce se remarcă și în lucrările expuse astăzi. Aceeași eleganță, aceeași muzicalitate și aceeași invitație la poezie. Mulțumesc foarte mult! Felicitări! Ca niște gentlemen ar trebui să dăm cuvântul direct doamnei, dar e frumos ca artistul să fie îmbrăcat de cuvintele specialiștilor care o critică, dar în sensul pozitiv al cuvântului. Și de aceea să luăm cu domnul dr. Valentin Mureșan, un critic foarte bun și foarte apreciat al Sibiu la rândul, să spune el întâi câteva cuvinte despre artist și apoi să-i dăm cuvântul doamnei. De obicei se fac aprecieri, nu critici, mai ales când sunt lucrări bune, nu ca pe critică la modul desfințare, ci cel mult stimulare, dar aprecieri. S-a vorbit aici despre modestia Mihaelei Toader. Eu o cunosc de mult, a lucrat și la Muzeul Bruckenthal ca și mine și într-adevăr e modestă. Dar se pare că artiștilor nu le stă bine modestia. Sunt mulți dintre ei foarte aroganți, foarte văgăriți, eu sunt artist, eu sunt mari. Există însă și o lipsă de modestie cu decență. Nicolae G. Iorga, pictor din Sibiu, care de mult a plecat la București, care și el, din anii 60, a lucrat la Muzeul Bruckenthal, mi-a spus toată după un vernisaj la expoziția lui de la galeriile UAP, că nu trebuie să fii modest. Zice,
Ia gândește-te, Leonardo, când îi scrie lui Francesco Sforza, ducele Milanului, ce îi spune? Sunt un foarte bun inginer de fortificații, sunt un bun savant, mă rog, cu tot felul de alchimie reputare și, în ultimul rând, spune și sunt cel puțin la fel de bun pictor ca oricare dintre contemporanii mei. Am zice că noi pe Leonardo îl apreciem în primul rând ca pictor. El nu se aprecia ca pictor, de aia, în ultimul rând, spune, și aici e modestia, dacă vreți, lui Leonardo, când îi spune cel puțin la fel de bun ca și contemporanii mei. În principiu, așa stau lucrurile, adică un eseist spaniol din secolul XVIII spunea fă, și fă să se vadă, pe cuvânt nu te crede nimeni. Ăsta e Baltazar Gracian, de care am citat. Mihaela Toader are această modestie puțin exagerată. E adevărat, ca atitudine, ca personaj. Nu se bagă în față, nu se laudă, nici măcar lauda aia de sine, care merge cu decență. Ea stă în umbră și, într-adevăr, când iese la iveală, iese cu astfel de lucrări, care deja o impun, la care modestia ei nu mai contează. Lucrările vorbesc mai mult decât personajul, autorul lor, aceste situații, cazul expoziției. Vreau să spun că am mai deschis câteva expoziții de ale ei. Am scris și de vreo două, trei ori articole despre lucrările ei și totdeauna am apreciat și văd că continuă cu consecvență aceste direcții, o anume eleganță și grație a lucrărilor, a personajelor pe care le arată, dar asta totdeauna dată prin linie, prin tot felul de artificii care țin de compoziție, de intervențiile culorii și de o nume concepție firește. La ea nu există linie care se întrerupe. Liniile curg totdeauna dintr-una într-alta. Liniile îmbracă forma ca la renascentiști. Culorile vin și se adaugă, firește, cu efectele lor spectaculoase. Că pictează naturi statice sau peisaje, cum am mai fost în alte expoziții, sau această superbă etalare de scene galante, am spune, totdeauna e de o minuție și de o rigoare, de o atenție și de o finețe de bijutier, de ceasornicare elvețian. Niciodată nu neglijează niciun detaliu. Și culmea e, și aici se vede totdeauna talentul, că nu apar rigidități. Dacă duceți prin muzeul Rucătaș, prin alte muzee, sunt destule tablouri în care portretul, să spunem, unui sfânt, unui personal, în fine, e foarte riguros desenat. Toate ridurile, toate... Și totuși, când te uiți la el, nu apare sculptura, nu apare înțepenit. Figura e totuși, în ciuda multimii de detalii, plină de viață. Aici se întâmplă cam la fel, sigur că sunt proporțiile, că ea face cu totul altfel de pictură. În ciuda detaliilor numeroase, personajele, aici marionete, rezistă, sunt în mișcare. E o ciudățenie, dacă observați, când sunt pictate marionete, de obicei, artistul insistă pe stângăcia, rigiditatea personajului care-i tras cu sforile. La ea reușește să fie și această rigiditate care aduce, normal, la marionetă, dar aceste marionete, personaje, au și grație, au și gesturi fluide, au și personalitate, prezență. Concepția e abundent decorativă, e aproape de baroc, ceva te duce la scena de gen galantă din vremea lui Watteau, dacă vreți. Dar totdeauna împun o atenție și o privire deosebită la execuție, o execuție fără cusur. Și asta e foarte apreciată, mai ales dincolo, în lumea artei europene și mai puțin la noi. La noi încă se merge pe temperament, vitalitate, forța tușei, contraste puternice, violențe și așa mai departe. Asta ținem de multe ori loc de originalitate. Ea, păstrând această rigoare, această finețe a desenului, vedeți că are grijă să dea și o unitate lucrărilor și întregii expoziții. În sensul că
are niște lucruri, niște detalii stabile, fundalul, repetiția cu mici diferențe a poziției, atitudinii personajului, dar are foarte multe elemente care dau și diversitatea. Deci expoziția are și unitate și diversitate. Personajele, marionete mai mult dorită sau spus de artistă sunt marionete, în fond sunt personaje reale din comedia franceză, să spunem, și din Nunta lui Figaro lui, al lui Mozart, și așa mai departe. Putem continua comparațiile și în muzică și în pictură. Această expoziție cu adevărate bijuterii de reprezentări și de detalii face cinste Mihaelui Toader și o impune, cum spuneam, dincolo de modestiile pe care de la o vreme cred că o să și le depășească și, cum spun, să intre în față fără aroganța obraznicului, cu siguranța de sine a omului care lucrează bine, care știe ce face și care nu are de ce să stea la umbră și în spatele altora care sunt mai băgați în față sau se bagă. O felicităm pentru frumoasa expoziție, îi dorim succes în altă parte. Și evident, acum, ce da, oare ce ar mai fi de spus? După atâtea laude, chiar că nu mai am nimic de spus decât să mulțumesc în mod deosebit tuturor celor prezenți care au venit să-mi vizioneze expoziția. Cert este că vă place pur și simplu acest lucru, acest eveniment. Și mă simt absolut datoare să mulțumesc în primul rând domnului director Răzvan Pop de la Direcția Județeană de Cultură pentru că a avut amabilitatea să-mi găzduiască această expoziție și o serie de evenimente culturale pe care le-a deschis, ceea ce este un lucru admirabil. Vă felicit, domnule Pop, pentru faptul că aveți o echipă extraordinară de lucru și în această echipă se regăsește în primul rând doamna consilier Adina Vlaic, care depune suflet în continuare, așa cum o știm de ani de zile, da? Fără modestie, apropo că s-a discutat de modestie, lăsând modestia la o parte, este total devotată actului cultural și sper că și de aici înainte va ține acest ritm și flux al artei pe simeze. Îi mulțumesc foarte mult și desigur că de unul singur niciodată nu poți să realizezi foarte mult. Întotdeauna există și o echipă în jurul tău care te ajută și pic cu pic se realizează toate detaliile unui eveniment cultural și de asemenea țin să mulțumesc foarte mult acestei echipe în care se regăsește domnul Carol, Cristina, Horia, Mihai, Luminița, tuturor le mulțumesc foarte mult pentru că m-au ajutat până în cele mai mici amănunte de a realiza acest proiect cultural. Carol s-a întrecut pe sine, pur și simplu, în prezentarea invitațiilor, a catalogului, a tot ce înseamnă partea de grafică realizată și mulțumesc foarte mult. Revenind la partea de critici artistice, ce mai este de spus oare? Domnul critic de artă Valentin Mureșan, care cu amabilitatea și prietenia ei cunoscută, vine și ne susține de fiecare dată lucrările pe simezele expozițiilor. Multă blândețe ne apreciază și, desigur, ne și corectează, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru prezența dumneavoastră și sper să vă bucurați de lucrările expuse. O zi plăcută vă doresc și să servim un pahar. Da? Să servim un pahar de vin împreună, să ne bucurăm. Legând puțin totul de ceea ce spunea Mihaela, de faptul că un eveniment nu se poate face de un singur, eu aș mai mulțumi celor din exterior care ne-au ajutat, care sunt Liceul de Artă, SC Blitz, SRL, mai bine zis domnul Bota, care este aici lângă noi, care întotdeauna ne ajută,
apoi Biblioteca Astra, care ne-a ajutat cu printurile, restaurantul Frida, care iarăși ne ajută, e prieten devotat direcției, și dacă, și dacă am uitat pe cineva, nominal îmi cer scuze, dar tuturor le mulțumim și încă o dată mulțumiri dumneavoastră că sunteți aici alături de noi. O să-mi permit să închei doar să spun că, și cred că vorbesc în numele tuturor colegilor mei, că asta de fapt ne dorim a fi o direcție de cultură. Și, de fapt, asta ar trebui să fie o astfel de direcție. Noi nu suntem doar niște reprezentanți ai unui stat cu birou, cu ghișeu în care pui actul și îl iei înapoi, ci trebuie să fim, pentru că ne ocupăm de cultură, o instituție care trăiește și care invită la trăire. Doamna Mihaela Toader a amintit câteva nume, am să permit să-i spun încă o dată pe absolut toți colegii din Direcția de Cultură. Încep cu Adina, Carol, Cristina, Horia, Luminița, Mihai, Mihaela și și birou în spatele, de unde se aude muzica, adică Ovidiu, Dan și Ștefania. Eu, unul ca director al lor, chiar poate și efemer, pot să spun că este poate cea mai bună echipă pe care o direcție și-ar permite-o și trebuie să le mulțumesc eu în primul rând lor, pentru că ceea ce se întâmplă aici se întâmplă datorită lor. Pahar de vin, apoi după aceea o plăcere vizuală și mulțumim că ați venit vineri la ora 1 și nu ați încetat căldurii. Mulțumim! Mulțumim mult! Sentimentele explosive.